Viața te pune uneori în situații dificile. Fie că ieși din ele cu grație, fie că te dai cu capul de pragul de sus, avem trucuri pentru orice situație. Clipul ăsta video este foarte tare. Nu pot lua ochii de la ecran. Merită clar un like. Madison, ai face bine să te uiți la lingura aia. Ce bune sunt cerealele astea. Dar sunt cam greu de mestecat. Ce naiba? Cum a ajuns ăsta aici? Mi-am pierdut brusc pofta de mâncare. Aș face bine să mă schimb. Fără haine pătate de lapte. Și hanoracul ăsta are șnururi. E clar. Sau l-aș putea înfășura în jurul lingurii. După ce îl înfășor de câteva ori, scoate lingura și trage capătul liber prin bucle. Trage până când arată ca aici. Acum nu o să-ți mai cadă șnurul în mâncare. Ok, unde rămăsesem? Mamă, și mie mi s-a întâmplat asta? Astăzi va fi cea mai grozavă zi. Și acum dinții mei sunt pregătiți să zâmbească. Ah! Serios? Acum e acoperită de păr. Nu mai bag chestia asta în gură niciodată. La gunoi cu ea. Ce păcat. Ia stai așa, oare mă poate ajuta ăsta? Știam eu că o să-mi fie util cândva. Vrei ca periuța ta să nu mai cadă din pahar? Folosește un cârlig de rufe pe post de suport. Nu-i așa că arată adorabil? Am rezolvat problema. Nimic nu se compară cu o porție de chipsuri savurată pe canapea. De ce le mănânc mereu așa rapid? Au mai rămas firimituri? Nu! Madison mai are o mulțime în punga ei. Îmi dai și mie? Ce lacomă ești, Madison! Și faci multă mizerie! Vai de mine! Chipsurile astea sunt mai sățioase decât par. Cred că mai bine mă opresc. Atunci poți să-mi dai acum câteva? Ai nebunit? Le păstrez pentru mai târziu. S-a închis magazinul de chipsuri? O să le mănânc mai târziu. Hei, Jen! Să nu te apropii de punga aia, da? Madison, ai grijă! Vai de mine! Cum de s-a întâmplat așa ceva? Ce proastă sunt! Mie mi se pare amuzant! Mereu râzi de mine! Dar ia să vedem cine râde acum! Pot să iau ăsta puțin? Privește și învață, draga mea! Pentru ca pungile tale să rămână închise, taie un pai de plastic ca în imagine. Pune-l deoparte și apucă punga. Ia al doilea pai și înfășoară-l așa. Apoi acoperă-l cu paiul pe care tocmai l-ai tăiat. Wow! Sunt un geniu al împachetărilor! Hai să-l testăm! Da! Nu se mai varsă! Ce bine era dacă m-aș fi gândit mai devreme la asta! Da, e grozav, ce să zic! Hai să ne uităm la ceva, vrei? E sâmbătă, ceea ce înseamnă că toată ziua ți-o petreci mâncând gustări! Adam! Nu mă poate vedea așa! Mătur mai târziu! Aranjează-te rapid! Hei, iubii! Nu-i așa că e drăguț? Sper că nu poate vedea firimiturile din dreapta mea. Situația este calmă acum, dar o singură mișcare poate schimba totul. Ups! Asta a durut sigur! Acum am o durere de cap de zile mari! Adam! Mai e pe fir? Închis! Ce nasol! Hei! Știu cum să repar situația! Pentru a nu-ți mai scăpa telefonul pe față, pune un elastic de păr pe lungime peste o husă de telefon goală. Acum bagă telefonul la loc în husă. E ca și cum ai propriul mâner, vezi? Adam, tu ești? Scuze, sunt așa neîndemânatică! Nu mai scap niciun telefon acum!
Mamele adoră cărțile romantice. Nu le poți opri din citit? Nici n-a observat-o pe Jennifer. Hai odată, trebuie să le bag pe toate în ăsta. Draga mea, ce-i cu zgomotul ăsta? Nu pot să bag aici toate foile de care am nevoie. Oprește-te, le șifonez pe toate. Știu că te-am educat mai bine. Dă-mi-le mie. Nu așa ai grijă de lucrurile tale pentru școală? Scuze! De ce nu folosești dosarul pe care ți l-am cumpărat? A costat bani, știi? De fapt... Poate că dosarul ăsta e mai versatil decât credeam. Ia un dosar ca acesta și taie-l în partea de sus. Apoi pune pe separatoare ce vrei tu. Umple-l cu foile tale pentru a avea acces ușor la ele. Nu uita de asta! Poți să-mi mulțumești mai târziu! Poftim! E chiar simpatic! Și mi-au încăput toate foile în el. Mami, mereu știi ce trebuie făcut? Sper doar să le pot menține organizate. Și partea cea mai bună, pot găsi foile de care am nevoie în câteva secunde. Unde e tabelul ăla molecular important? Aha! Mai bine să mă grăbesc ca să nu întârzi. Te anunț cum a decurs totul, mami! În sfârșit pot să-mi continui cartea plină de pasiune. Curcanul afumat e cel mai bun. Poftim? Trebuie să fim la sală în 15 minute? Cred că sandwich-ul meu va trebui să aștepte. Trebuie să iau cu mine hainele pentru sală. Dar așa mi-aș dori să stau acasă și să le nevesc. Chiar am nevoie de mușchi noi? O să mănânc ăsta mai târziu. Cine știa că am o pungă de plastic printre astea? Pe curând, domnule sandwich! O să ai un gust și mai bun după o oră de sport. Să nu-mi uit gelul de duș. Sper că-mi încap toate lucrurile în ăsta. Tu poți să rămâi acasă. Loțiune? Da. Trece înăuntru. De ce s-a udat totul? Oh, nu! Mi s-a transformat sandwich-ul în supă! O supă cu clăbuci! Vai de mine! Nici nu mai miroase a curcan! De reținut! Să-mi filetez strâns capacele! Acum ce fac cu toate astea? Știu! Pentru a nu avea parte de accidente neplăcute, desfiletează capacele înainte de a le împacheta. Apoi trece peste ele o pungă mare de sandvișuri și înfiletează capacele peste plastic. Uite așa! Nu se mai varsă nimic în rucsacul ăsta. Ce bine era dacă mă gândeam la asta înainte să-mi fi împachetat mâncarea. Și acum să mergem la sală! Iar mănânci Madison! Tocmai am alergat 8 kilometri! Sunt moartă de sete! Hei! Nu mai e nici măcar o picătură! O să-mi mai torn puțină apă! Ia să-mi testez abilitățile incredibile de turnare! Apa trebuie să ajungă în sticlă! Hai, concentrează-te! Acum văd mai clar! Și toarnă! Of! Curge peste tot, numai în sticlă, nu! Ce prostie! Nu am suficientă apă nici măcar pentru o înghițitură! Nu vreau să mă deshidratez! Hei! Dă-mi unul dintre bețișoarele tale chinezești! Acesta este răspunsul la rugăciunile mele însetate! Trebuie doar să torni apa peste bețișor în sticlă și va curge unde trebuie! Interesant truc, nu-i așa? Wow! Unde ai învățat să faci asta? Ia să încerc și eu să văd dacă-mi iese! O să-mi torn sucul de portocale în asta! Funcționează! E ca și cum lichidul se lipește de băț! Să torni băuturi când ești pe fugă e mult mai ușor! Nu te mai saturi de aceste trucuri de viață uimitoare? Nu uita să împărtășești acest clip video cu prietenii tăi și nici să te abonezi la 1-2-3-GO-SCHOOL pentru și mai mult conținut util!